începe ședința pe comisie, dacă sunteți gata, vă rog. Domnule primar, domnule consilier, domnule reprezentant, doamnelor, începem ședința pe comisie. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, Județul Bacău. Cu aprobarea dumneavoastră, aș vrea să solicit, să vă solicit ca domnul consilier Ilie Vasile să fie președinte pentru ultimele ședințe din acest mandat. Și ținând cont de lunga perioadă pe care dânsul a activat în cadrul Consiliului Local, onoarea ar fi de partea noastră să accepte această propunere. Așa că o să întreb Comisia de Urbanism dacă este de acord cu această propunere. Mulțumesc, împotriva, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică are alte propuneri, dacă nu supunem la vot propunerea făcută anterior, a președinte de ședință să fie domnul Ilie Vasile. Cine este de pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în mână. Comisia Romanica, doamna Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma SRL Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu s-o supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt discuții sau întrebări pe baza proiectului, dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia economică, dacă sunt discuții, întrebări pe baza proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 85 din 25.05.2018 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școala Alexandru Sever, municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 5. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolventului Neașu Cotrin din municipiul Moinești, care a obținut nota 10, media 10, la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020. Comisia de Urbanism, dacă aveți ceva comentarii, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în municipiul Măinești, județul Bacău, în semestrul 2020. O intervenție aș vrea să am aici, pentru că sunt inițiatorul acestui proiect. După cum știți, în fiecare an am avut și aceste manifestări de zilele orașului, de ziua națională și chiar tradițiile de sărbătorilor de iarnă. Știți cu toții că de la începutul anului am radiat, să zic așa, am suspendat toate evenimentele culturale care ar fi trebuit să aibă loc în municipiul Moinești. Acei bani care s-ar fi cheltuit cu aceste manifestări, cu aceste evenimente, au fost relocați pentru cheltuielile provocate de pandemie și de pentru a lua măsuri de prevenire a acestui virus. Iată că astăzi vin cu acest proiect în fața dumneavoastră. Să nu credeți că de zilele municipiului Moinești vor avea loc spectacole. Anulăm Moineșteanca pentru că acolo participau elevii cluburilor, elevilor din țară, neputând veni, neavându-te caza, și pentru evitarea răspândirii acestui virus. În acest an am anulat acest concert Moineșteanca. De asemenea, aveam în intenție și un concert duminică seara pe scena din Parcul Băi cu cei de la Plăiești, dar s-a discutat cu dumnealor, este anulat și acela. Vor fi doar evenimente legate de activitatea sportivă a clubului sportiv din municipiul Moinești. Activități, inaugurăm un monument pe care l-am făcut în cartierul Hangani și pe care sunt trecuți toți veteranii de război din acel cartier și probabil cu sprijinul Comisariatului Județean și cu cei de aici, Unitatea de Bombieri, Jandarmi, să cinstim eroii că le-am făcut acel monument în acel cartier și cu siguranță vom premia aceste elevi. Păcat că este numai unul singur, dar dacă atâta e, atâta premia. Și cuplurile care au împlinit 25 de ani, dar bineînțeles nu printr-o prezență a acestor cupluri, că nu vrem să-i punem într-o situație dificilă de a se prezenta și a îi pune în pericol de a se infecta cu virus sau altfel de cu acest virus, da. Așadar, zilele orașului vor fi punctate cu aceste evenimente sportive și cele pe care le-am enumerat. Celelalte, ziua națională și sărbătorile de iarnă, să ajungem sănătoși până atunci și să vedem ce o face atunci. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Nu e o greșeală, 25 de ani. Poftiți? 25 de ani de căsătorie. 50 de ani. 50 de ani. La 25 ani. Mâncat, n-am și eu. 50. Mâncat doar și eu. Comisia de urmărit, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. Comisia economică, întrebări, discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, se pune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 98 din 2-7-2020 privind aprobarea contractării și caracterului în finanțări administrabile interne în valoare de 13.400.000 lei. S-a revenit cu acest proiect de hotărâre pentru a completa modificarea articolului pentru transparență în cadrul primăriei a informației care uneori este denaturat, dar mai ales acum în campanie electorală. Că se folosește acest credit la diferite proiecte? Nu. Acest credit este luat doar pentru 3 proiecte. Și repet care sunt aceste proiecte. Este Liceul Grigore Cobălcescu, Școala George Enescu și sediul Direcției de Asistență Socială. Banii care se iau în acest credit sunt pentru ca acele clădiri să funcționeze normal. Nu să le facem doar exteriorul prin acest proiect de anvelopare clădiri publice. Schimbăm acoperișul, geamurile, termosistemul și partea termică și la interior să rămână în stadiu de acum 40 de ani. Nu trebuie să creăm elevilor un mediu ambient să poată să-și urmeze cursurile, mai ales la condițiile care se impun în ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc! Discuții, intervenții pe marginea proiectului, Comisia juridică. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, întrebări, discuții, pe marginea proiectului. Dacă nu sunt
Statele Unite, votul la vot proiectul, cine este pentru? În ședința de comisie la sfârșit, la ședința de plen. Domnul președinte, azi. Haideți aici, așa. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Continuăm cu derularea ședinței de plen a Consiliului Local al Municipiului Măinești. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 18 august a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Măinești numărul 543/2020, cu respectarea prevederilor articolului 133, alineatul 1 și 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 8 consilieri, atât în sala de ședințe, cât și prin conectare online. Domnul consilier Sandu, lipsind motivat. Având în vedere ordinea de zi propusă, supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești, conform propunerii comisiilor de specialitate, pentru următoarele două luni. Deci, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești de Tubacov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost desemnat președintele Consiliului Local al Municipiului Măinești pentru următoarele două luni. Domnule președinte, vă rog, mă rog să preluați lucrările ședințe și să parcurgeți ordinea de zi. Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor, sunt să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Într-adevăr, după 3 mandate de consilier, am hotărât să mă retrag din politică și vreau să vă las elanul meu în continuare, cei care vin după mine, pentru că aveți nevoie de el pentru continuarea proiectelor care noi, cu toții, am reușit și ne-am aprobat lângă domnul primar. Vreau să vă spun, am văzut acest raport pentru anul 2019 și țin să spun că acesta este un raport al primarului, dar este și un raport al nostru, a celor care am aprobat aceste proiecte și care trebuie să le ducem în continuare la bun sfârșit pentru cetățenii orașului al municipiului Măinești. Trecem aprobarea ordinii de zi. Și începem cu cine este de acord, cine este pentru ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Da? S-a votat unanimitate, vă mulțumesc. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma SRL, Bacău. Raport Comisia Juridică. Are favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Vă mulțumim. A votat în unanimitate. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Nefiind discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măinești, numărul 85/5/2018, privind aprobarea valorii de finanțare obiectivului de investiții, reabilitarea școală Alexandru Sever, municipiul Măinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru?
Împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolventului Neașu Codrin din municipiul Mănești, care a obținut în media 10 la examen de evaluare națională, sesiunea iunie 2020. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive din municipiul Mănești, județul Bacău, din semestrul 2-2020, cu mențiunile domnului primar. Cine? Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Mănești, numărul 98 din 02-07-2020, privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări reimbursabile interne în valoare de 13.400.000 de lei, la fel cu mențiunile care au fost, domnul primar. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, votat în unanimitate. Raportul primarului municipiului Mănești la diverse privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Mănești. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, mulțumesc. Eu trebuie să am cuvântul pentru că e raportul primarului. De ce acum și de ce nu imediat după finalizarea anului 2019, respectiv luna martie-aprilie, atunci când prevede codul fiscal? Așa, după cum știți, conform codului fiscal, primarul prezintă un raport în fața Consiliului Local, după care să-l aducă la cunoștința cetățenilor. Datorită pandemiei care a venit peste noi, peste întreg pământul, dar și în orașul nostru, a trebuit să ne conformăm legislației în vigoare și am tot amânat acest lucru în perioada de urgență, am amânat și în perioada de alertă, dar iată că ne apropiem de finalul mandatului și era necesar să parcurgem și această etapă conform codului administrativ, așa cum vă spuneam. Și vin în fața dumneavoastră astăzi să vă prezint o serie de realizări din anul 2019 și nu numai. Realizări pe care nu le-aș fi putut realiza fără sprijinul dumneavoastră, în mod special al Consiliului Local, fără sprijinul celor din executiv, colegii mei, aparatului de lucru al primarului și ceilalți colaboratori de aici, care răspund de siguranța, de situații de urgență, pompieri, jandarmi, poliție, instituțiile de învățământ, de sănătate din municipiul Mănești și celelalte instituții publice. Iată astăzi că am făcut o sinteză și există și acest raport în formatul pe care vi l-am prezentat. Acest format va ajunge și la cetățenii din municipiul Mănești, dar să vă asigur că nu se cheltuiește niciun ban din bugetul local pentru a ajunge la cetățean. Este o sinteză, de fapt, a activității noastre. O activitate care, pot eu spune, din punct de vedere financiar, cel puțin în anul 2019, mai bună decât în anii precedenți. Știți cu toții în ce evenimente am avut în 2018-2017, acea cheltuială pe care în mare parte n-am mai recuperat-o pe salubrizare datorită acelui contract care niciodată nu l-am susținut, dar am reușit să-l și modific în perioada cât am avut oprită această activitate de gestionare a deșeurilor în municipiul Mănești. Dar cu eforturi am reușit și am ajuns la zi. Din 2018, de când s-a finalizat acea perioadă neagră, municipiul Mănești nu are nicio datorie. Chiar zilele trecute, dacă ați văzut, am schimbat containerele prin municipiul Mănești și când o să ajung la capitolul de salubritate, o să vă explic mai multe despre aceasta. Dar spuneam, din punct de vedere financiar, anul 2019 a fost mai bun, printr-o creștere a veniturilor proprii cu 6 milioane de lei.
Pentru municipiul Moireni, 6 milioane de lei în plus la venituri proprii este o sumă. Dacă am reușit în fiecare an să creștem această sumă, cu siguranță și investițiile și realizările din municipiul Moireni se vor cunoaște. Vă spuneam de această perioadă dificilă prin care am trecut. Și aceasta a impus cheltuieli, mai mult în partea de început a anului 2020 și acum chiar pentru pregătirea anului școlar, pentru evitarea cât mai mult a răspândirii acestui virus. Și încep cu prin a-i spune ceea ce am făcut în această perioadă, pentru că aceasta este cea mai discutată și cea mai stringentă problemă a tuturor cetățenilor municipiului Moinești și nu numai a întregii populații de pe glob. Știți cu toții că am alocat sume din bugetul local pentru a preveni, am alocat sume din bugetul local pentru a-i ajuta pe cei din familii defavorizate și pe cei care nu puteau să meargă să-și asigure traiul zilnic, persoane peste 65 de ani, chiar dacă aveau o pensie, am mers și mi-am făcut cumpărături prin Direcția de Asistență Socială, am dezinfectat străzile orașului, scările de bloc, am instalat acele dispozitive pentru dezinfectare. Aici, la primărie, nu mai vorbesc de câte ori am făcut dezinfecție și se face și în fiecare vineri, începând cu ora 1:30. Nu mai spun de intervenția de la centrul social, acolo unde avem cazați bătrâni, au fost și cazuri pozitive. La momentul de față, vă asigur că niciunul din cei asistați nu este pozitiv. Sunt tratați și îngrijiți de salariații acestui serviciu, acestui compartiment. În perioade de 14 zile, așa cum prevede legea, cu sprijinul celor de la DSP și cu sprijinul necontenit al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, prin managerul spitalului, care a asigurat permanență în asigurarea asistenței medicale cu medicii infecționiști, au fost monitorizați și tratați acolo unde, pentru cei care au avut nevoie, împreună cu doctorița Tefeleș și doctorul Oiengar, care sunt medici de familie și medici la Centrul de Permanență din municipiul Moinești, dar care și au o activitate cu un contract încheiat cu primăria municipiului Moinești. Ca să trec mai departe, aș începe cum am cheltuit banii pe care i-am făcut în plus din bugetul local, cum am cheltuit banii pe care i-am atras din fonduri guvernamentale, de la Ministerul Transporturilor, și aș începe cu partea de infrastructură rutieră. Iată că în ultimul an, cel puțin la sfârșitul anului trecut, începutul anului 2020, am reușit și am asfaltat 24 de străzi. Dar cel mai important drum pe care l-am reușit și l-am asfaltat este drumul național, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, cu sprijinul Ministrului Transporturilor Lucian Borbe și a senatorului Viorel Ilie, Ionel Paler, deputat, cu care împreună am bătut ușile Ministerului. Ministrul a fost aici la șoseaua de centură la Bacău și după vizita dumnealui a înțeles necesitatea terminării acestui tronson de drum de la Bacău la Comănești, care a fost sărit cu intenție de cei care erau responsabili să facă și acest drum, respectiv cei de la Ministerul Transporturilor și pe atunci era ministru chiar domnul Șova, care și astăzi este deputat și a fost împotrivă, domnul senator Smarandache și domnul Dragoș Benea, care cu intenție au dus la faptul să nu se asfalteze acest tronson de drum. Dar vă spuneam, prin contribuția celor doi parlamentari și prin contribuția ministrului și a mea personal, iată cum arată drumul astăzi, un drum pe care nu circulă doar primarul și nu era de culoarea politică de care își doreau cei care, pe care i-am enumerat mai devreme, ci doar a fost o răzbunare pentru cetățenii municipiului Moinești, pentru cei care își plătesc robinetele. Vă spuneam că prin sprijinul celor de la Ministerul Transporturilor și a celor doi parlamentari am reușit și iată ce drum avem astăzi, cu un sens giratoriu nou, care fluidizează circulația în cartierul Văzărie, cu marcaje, așa cum prevede legea, cât și cu parcări, stații de autobuz asfaltate prin acest proiect. De asemenea, prin CNI, strada Alexandru Ioan Cuza, care știți în ce hal era cu ani în urmă, din buget proprii celelalte 23 de străzi, străzi care arătau jalnic. Au fost cândva asfaltate parte din ele, numai datorită implementării proiectelor pe infrastructură de apă uzată și apă potabilă, au rămas neaduse la starea inițială de operatorul care a făcut acea lucrare. Prin contribuția din bugetul propriu am reușit și am asfaltat aceste străzi și nu ne oprim aici. Zilele următoare vor mai începe câteva. De asemenea, este în lucru strada General Șova, strada care duce la Pin și strada Nicu Ienea, printr-un proiect finanțat tot din bugetul local.
Nu ne vom opri cu străzile, e cea mai mare doleanță a cetățenilor. Privesc cu drag probabil că se repară școala din cartierul lor, privesc cu drag că se mai face o locuință pentru persoane cu dizabilități în cartierul Căcești, alte lucrări din Rigole la Pâraie, dar asfaltul este unul din cele mai importante realizări ale noastre în acest mandat și cred că și în mandatele următoare, pentru că au nevoie cetățenii să circule pe drumuri corespunzătoare, așa cum de altfel ne-am dorit întotdeauna. Mergând mai departe, am lucrat și la infrastructura dintre locuri, parcări, alei și vedeți cu toții un număr de peste 20 ceva de alei și parcări, făcute tot în perioada anului 2019, începutul anului 2020, în cartierul Căcești la Anele, în cartierul de la Aur, pe aleea de la Liceu, venind în oraș, știți acea zonă de la avion care nu se mai mulase la ea de 25 de ani, parcarea din fața școlii 2, de la trezorerie, din spate, de la maternitate. Acum se lucrează la o parcare lângă spital, dacă ați văzut. S-au creat acolo 32 de locuri de parcare. Erau niște clădiri care proprietarul a decedat, arătau cum arătau, erau un focar de infecție acolo, le-am dărâmat. Astăzi a devenit o parcare publică care deservește în mod deosebit spitalul, pentru pacienții care vin la spital, niciodată nu aveau unde parca. Iată 30 de locuri de parcare care se vor realiza acolo, dar parcarea nu este gata, se lucrează în continuare și vor mai fi create locuri de parcare. Mulți din zona urbană, din centrul orașului, s-au uitat către aceste parcări și spun de ce oare se fac în partea din jurul străzii Turda Dimirescu, Zorilor, și nu se fac șeri la dumnealor. Și am menționat și menționez în continuare că cele care se vor face din fonduri europene, respectiv de la Consuela din spate, de la Nevila, de la Parcul Băi, de la Biserica Sfântul Nicolae, din spatele pieții, din zona de aici, de la Spital Liceu, sunt prinse în acest proiect pe mobilitate urbană, proiect care este în curs și probabil după predarea proiectului tehnic în luna septembrie, vom porni licitația pentru execuție, la finalizarea licitației să facem și aceste incinte de blocuri cu pavele, borduri, bănci, iluminat ornamental și astfel toate incintele de blocuri și toate zonele vor fi modernizate, nu va rămâne niciuna. Vă vorbeam de mobilitate urbană, după cum vedeți, proiectul este în curs, se cheltuiesc bani din acest proiect, 15 milioane de euro. Vă spuneam că în ADR Nord-Est, știți că sunt 6 județe, atâtea municipii, suntem printre singurele localități care am obținut această finanțare. Au obținut încă 6, sunt 8 proiecte de tot, din care 2 sunt ale municipiului Măinești. Suma alocată a fost 42 de milioane de euro, s-au tras din ei 32 de milioane de euro, din care 15 are numai municipiul Măinești. E o realizare mare pentru municipiul Măinești, s-au tras 15 milioane de euro pe partea de mobilitate urbană. Știți cu toții ce cuprinde. Vă spuneam și de perioada electorală pe care o fructifică unii să scoată în evidență doar sensul unic care se face pe strada principală sau pistele de biciclete. Nu, am spus-o și mai spun. Sunt lucrări de infrastructură, alei pietonale, incinte de blocuri, carosabil pe străzile Tudor Vladimirescu, Zorilor, Vasile Alexandrii, trotuare noi pe strada principală, pe străzile adiacente de la spital până la Sfântul Gheorghe. Strada George Coșbuc și strada Mihai Eminescu va avea trotuare. Scurge pentru apă pluvială, rigole pentru apă pluvială ascunse pe sub trotuare, piste de biciclete, sistem de supraveghere, acele 10 standuri cu biciclete smart, iluminat ornamental pe toată lungimea de pistei de biciclete, iluminat ornamental din incintele de la blocuri. Sunt lucruri care nu s-au făcut de mult în orașul ăsta, nu s-au făcut la acest nivel niciodată și vor fi făcute. Dar trebuie să scoată în evidență că se iau bani din credit să se cheltuiască pentru acest proiect. Nu este adevărat. Vă spun încă o dată și repet că acei bani se duc pe educație și pe asistență socială. Nu se duc și erau necesare acum. Pentru că orice bani investit acum, îl folosim și următorii ani. Nu trebuie să așteptăm 30 de ani să strângem bani, să investim într-o școală, într-un liceu sau într-un centru de asistență socială. Nu trebuie să realizăm un credit, să cheltuim bani acum, pentru că acum avem nevoie de ei. Și de-aia am făcut acest credit acum, când avem nevoie de bani și nu să aștept să treacă campania electorală sau alegeri. Vorbeam de educație.
cel mai prioritar, să spun așa, pentru mandatul ce se încheie, pentru că rămăsese în urmă într-un stadiu de acum 30 de ani, să spun așa, nivelul din școli erau clasele și grupurile sanitare cu vopsea și acum la liceul Covălcescu, în internat și în liceu. Nu mai spun la celelalte școli, la Ștefan Lucian, la George Enescu. Prin atragere de fonduri guvernamentale, prin PNRR, la școala Alexandru Sever și la școala Ștefan Lucian, prin atragere de fonduri europene la liceul Covălcescu, la grădinița nouă pe care am construit-o, la școala George Enescu, iată, astăzi toate școlile din municipiul Mâinesc sunt în un proces de transformare pentru a crea condiții educaționale corespunzătoare elevilor din municipiul Mâinesc și nu numai, cât și celor care fac naveta aici la Mâinesc. Grădinița este aproape gata, în proporție de 90%. Acum avem o licitație pentru a achiziționa și locul de joacă și ceva dotări, după care, cu siguranță, vom da în funcțiune și acea grădiniță, urmând școala, cele două școli, Ștefan Lucian și școala George Enescu, care au câte un tronson aproape gata și la data de 14 septembrie cursurile vor începe în cele două sedii reabilitate, atât la George Enescu cât și la Ștefan Lucian. La Ștefan Lucian mai sunt licitații pentru dotări, pentru partea IT, pentru mobilier, dar toate sunt în grafic. Sper să ne încadrăm în termenele stabilite și să finalizăm toate aceste școli. Știți cu toții, la liceul Covălcescu, 3 milioane de euro și acolo este nevoie de o cofinanțare de la bugetul local și achitarea lucrărilor neeligibile, dar este în grafic constructorul, chiar și avansat cu ceva lucrări acolo. De asemenea, să vă informez că și la școala Alexandru Sever s-au reluat lucrările după aproape un an. Am realizat din nou proiectul, am evaluat lucrările efectuate, am evaluat restul de executat, am întocmit caietul de sarcini, am efectuat licitația și astăzi este stabilit constructorul și de aproximativ o săptămână am dat ordinul de începere și deja sunt muncitori la acea școală. Vedeți cu toții și pe bazele sportive de la aceste școli, în afară de școala Alexandru Sever, nici o școală din municipiul Mâinești nu avea o bază sportivă amenajată corespunzător, amenajată cerințelor de astăzi. Și am început anul trecut în toamnă cu școala Tristan Țara, o vedeți acolo în dreapta, la mijloc, și cu școala George Enescu. Ambele terenuri sunt gata, se mai lucrează un pic la tribună la școala Tristan Țara și la gazon la școala George Enescu. De asemenea, de săptămâna trecută a început și la liceul Spirul Maret, unde am alocat 200.000 de lei din bugetul local în acest an. A încheiat deja contractul și se lucrează deja la amenajarea terenului de sport, cât și a tribunei și a spațiului din jurul terenului de sport. De asemenea, prin acel proiect cu OMV, care în fiecare an finanțează Consiliul Local cu 200.000 de lei, se va amenaja în 2 ani, anul acesta și anul următor, și baza sportivă de la liceul Grigore Covălcescu, având în vedere că acolo, începând din septembrie, se va desfășura și învățământul dual din nou. A mai fost acest lucru cu vreo 4 ani în urmă. Acum, din nou, va începe din clasa 9, într-un parteneriat cu OMV, primărie, liceu. Și iată că și banii care îi dă OMV îi folosim tot pentru acest liceu, pentru a crea condiții nu numai elevilor care vor învăța în învățământ dual, cât tuturor elevilor care învață la această unitate de învățământ. Vorbeam și de partea socială. Vedeți cu toții parteneriatul pe care l-am făcut pentru atragerea de fonduri europene în acest sens cu Direcția Județeană de Asistență Socială Bacău. Am accesat un proiect de 3.700.000 de lei. Construim cele 3 case de pe fostul sediu al Căminului Cultural de la Lucăcesa. 3 case care sunt gata în proporție de 60% ceva, 70. Termenul de finalizare este februarie 2021. În ele vor locui câte 6 persoane cu dizabilități care peste zi vor merge în centru de zi pe care îl vedeți în imaginea de jos cum va arăta. Și acolo se lucrează, este chiar înainte un pic în grafic. Ziua vor merge la acest centru pentru recuperare medicală, psihologică, fizică, iar noaptea vor merge în acele case pe care le construim acolo. De asemenea, avem un proiect pe reabilitarea Direcției de Asistență Socială, acea clădire luată în urmă cu câțiva ani de la o societate comercială în faliment.
Astăzi este un proiect în valoare 2 milioane de euro. Se lucrează la caietul de sarcini și urmează licitația pentru execuție. Pe partea de asistență socială putem spune că funcționează Direcția de Asistență Socială cu un număr de salariați care acoperă cerința, să spun așa, a celor care au nevoie de sprijin social. Ne ocupăm de toate dosarele pentru acordarea venitului minim garantat. De asemenea, acolo avem 170, cât vreau, 190 de asistați sociali. Din bugetul local a trebuit să plătim ultimele două luni pentru că nu ni s-au alocat fonduri suplimentare în acest an pentru plata indemnizațiilor și a salariilor celor care sunt însoțitori la persoane cu handicap. Sper să, la rectificare de buget, să ne aloce ceva, să putem cheltui banii din bugetul local, acolo unde le este locul, în municipiul Moinești, nu că n-ar trebui și pentru cei cu probleme, dar ar fi un avantaj pentru noi să avem acești bani alocați din fonduri guvernamentale, iar banii din bugetul local să-i alocăm proiectelor pe care le-am inițiat și pe care le-am pornit în municipiul Moinești. Pe partea de sănătate, știți cu toții, turismul medical care se desfășoară la Moinești, e un turism care este creat și ca urmare a condițiilor din Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Trebuie să scot în evidență activitatea managerială de la acest spital, dar și faptul că în ultimii 12 ani Consiliul Local a fost parte, executivul primăriei, primar, viceprimar, cât și consilierii locali, au fost parte în dezvoltarea acestei instituții medicale prin proiectele pe care le-am implementat, atât prin atragerea de fonduri europene încă din 2008, cât și prin fondurile atrase în parteneriat cu Consiliul Județean. Astăzi spitalul arată cum arată, dar nu este de ajuns, pentru că se lucrează la un nou proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, un proiect în valoare de 6.500 de lei pentru extinderea unității de primire urgențe. Deja este un proiect la care se solicită finanțarea acea extindere a blocului materno-infantil. De asemenea, avem un proiect de 2 milioane de euro pentru dotarea ambulatorului de specialitate, care este în curs de implementare, deja s-au achiziționat, și partea de cofinanțare pe care o asigură Consiliul Local în valoare de 400.000 de lei acum pentru aparatură medicală care este alocată finanțată de Ministerul Sănătății. Știm cu toții, în urmă cu aproximativ o lună de zile, au avut loc zilele medicale aici la Spitalul Municipal și ne-am bucurat de prezența domnului Ministru al Sănătății. Pentru prima dată am avut un Ministru al Sănătății la un astfel de eveniment, dar nu a fost numai un eveniment, ci două evenimente. Pe de o parte că se împlineau 25 de ani de când la Spitalul Municipal de Urgență se operează laparoscopie și un alt lucru important în urma unor demersuri pe care, așa cum le-am făcut, vă spuneam la drum cu parlamentarii din zonă și între timp a apărut și domnul senator Viorel Ilie, mulțumesc că este astăzi prezent aici și este parte în implicarea pentru vizita ministrului de atunci, la semnarea protocolului de predare a acestei clădiri, care spunem noi hotel cu bază de tratament, astăzi o să se numească o secție sanatorială balneară și un bloc pentru a locui medicii și toți cei care lucrează în sănătate din municipiul Moinești. Spuneam, prin aceste intervenții, a venit ministrul personal aici și am semnat acest protocol. Este și în imagine acolo. Unii spun că e o poveste electorală, că s-a mai întâmplat și de 30 de ani încoace același lucru. Când au fost alegeri, s-au menționat problemele acestei clădiri și că și astăzi este doar o promisiune electorală. Vă asigur că nu este așa, este un adevăr și un fapt împlinit pentru municipiul Moinești și un fapt istoric. Va rămâne această dată de 18 iulie. Pentru că s-a semnat acest protocol, după care am predat documentele la Institutul Național de Balneo, a fost și managerul, domnul Horia Lăzărescu, aici la Moinești, a semnat împreună protocolul. Am revenit la dumnealui la București cu expertiza tehnică, cu toate documentele. Zilele trecute am depus la OCPI pentru extrasul de carte funciară. De fapt, i-am sprijinit pe cei de la INFR să intre în posesia extrasului de carte funciară, pentru a porni daliul, pentru a porni proiectul tehnic și pentru a începe finanțarea să facem această clădire funcțională. Așa cum ne-au dat și dumnealor scris, într-o perioadă de maxim 4 ani, devenind acea secție balneară de care vă spuneam. În paralel am lucrat și la statutul de stațiune balneoclimatică a municipiului Moinești, după ce a apărut în transparență decizională, într-o listă sinteză, unde municipiul Moinești era alături de alte 32 de localități, în baza unui memoriu și a unei hărți
redesenate. Am extins această zonă, nu numai parcul, parcul Băi, ci este introdusă și zona Găzărie, cu toate pensiunile pe, adiacente drumului național, parte din cartierul Lucăcești, parte din zona Pin, Plopilor, Micleasca, toate acestea vor deveni o zonă balneoclimatică, pentru că pe aceste zone se pot dezvolta în continuare și alte clădiri cu acest profil, pe care le pot face chiar din sistemul privat și să primească finanțare de la statul român în proporție de 50%. Pe lângă sănătate, dezvoltăm și partea turistică. Știți că în 2017 am devenit stațiune turistică de interes local. Unii au crezut că dacă am devenit stațiune turistică, vor fi de a doua zi autocarele la porțile orașului. Nu. Acesta a fost un prim pas pentru a reuși să atragem finanțări, pentru a reuși să dezvoltăm această zonă turistică. E nevoie de timp. E nevoie de timp și iată vine în completare această stațiune balneoclimatică și cu această clădire care se va finaliza. Abia atunci putem vorbi că începem viața turistică în municipiul Măinești, de care este atâta nevoie și de care și cetățenii au nevoie, având în vedere că pe partea industrială, municipiul Măinești, ca să zic, ca urmare a restrângerii activității de la OMB, nu este după vruta celor de la Măinești sau celor chiar de la nivel central, este un operator străin, este un operator care are interes de a-și face profit și atunci lucrează cât mai mult la acest lucru, chiar prin reducere de personal, chiar cu mutarea acestui sediu de la care se lucrează din 2007, ne spunea directorul general atunci când am avut o întâlnire la Senat la domnul Ilie, din 2007 se lucrează la această restrângere a seturilor, ne spunea că din 8 seturi acum a ajuns la 6, în următorii ani la 4 și cu siguranță va rămâne doar unul singur la București. O altă parte a dezvoltării municipiului Măinești este partea de management, de mediu și de agrement. Am reușit printr-o atragerea unui proiect de 15.000 de euro. Știți cu toții că a fost această axă, au beneficiat mai multe localități din țară, dar și noi printre ei. Și am reușit să punem internet gratuit în parcurile Parcul Băi, Parcul Lucăcești Central și Parcul Tei. Se beneficiază cetățenii municipiului Măinești de acest serviciu acum gratis. Noi avem obligația să reîntreținem, să plătim abonamentul. E un lucru pozitiv pentru noi în vremurile de astăzi. De asemenea, am lucrat la zonele de agrement care le vedeți în aceste imagini și un punct de atracție în municipiul Măinești acum. Seara am mers și eu acolo, duminică. E mult tineret. Multe persoane în vârste folosesc acele aparate de fitness, folosesc acele bănci pe care le-am montat, leagăne. Să vedem imagini, grătare, am găsit acolo oameni la grătar, la relaxare. Sunt acei 25.000 de salcâmi plantați care au prins viața, anul acesta a înflorit. Sunt acele locuri concesionate pentru un câmp de lavanda, de 5.000 de metri pătrați, acel loc să se construiască și o unitate de alimentație publică. Sper să devină un punct de atracție pentru toți și să petreacă timpul liber acolo. De asemenea, am lucrat la explanada din fața selectului. Vedeți acolo, pe partea de iluminat, am depus un proiect la Ministerul Mediului. Este un proiect în valoare de 1.000.000 de lei. Se vor monta 700 de corpuri de iluminat, cu tot cu sprijinul pe stâlp, cu acea vară. Proiectul este în curs de evaluare la Minister. Și cred că vom începe undeva la începutul anului următor plantarea acelor lămpi. Vedeți și acele spații de joacă pe care le-am montat, un loc nou de joacă în fața școlii Tristan Țara, în cartierul Lucăcești. Am îmbunătățit celelalte de locuri de joacă din fața primăriei, am cumpărat acele locuri de fitness chiar la inițiativa unui consilier local, că e aici prezent domnul Ilie, a avut o propunere atunci, am materializat-o și iată, am mai îmbunătățit-o pe parcurs și avem și aceste locuri de, aceste dispozitive de fitness amplasate în parcurile din municipiul Moenești. La cultură și sport, vă spuneam de evenimentele pe care ne le-am fi dorit și în acest an să le desfășurăm, datorită
problemelor evite din punct de vedere al sănătății. Am anulat mare parte din aceste evenimente. Știți cu toții că beneficiem de un calendar și nu era lună, nu era săptămână să nu avem un eveniment. Anul acesta am renunțat la parte din ele pentru că din dorința de a evita răspândirea acestui virus, din dorința de a pune în siguranță copiii noștri, cetățenii municipiului Moinești, am renunțat. Banii pe care trebuia să-i cheltuim nu i-am dus în altă parte, ci i-am dus tot pentru sănătate, tot pentru prevenire. Vă spuneam la începutul acestei prezentări de activitățile pe care le-am făcut pe raza municipiului Moinești, de dezinfectarea străzilor, trotuarelor, locurilor de joacă atunci când erau folosite, a scărilor de bloc, a montării acelor dispozitive, din acești bani s-au făcut pe care i-am cheltuit pe evenimente. De asemenea, am realizat acele pachete date tuturor beneficiarilor de ajutor social, tuturor pensionarilor care aveau o pensie mai mică decât pensia medie, adică de 1300 de lei, dar și unor persoane care erau trecute de 65 de ani și nu puteau să se aprovizioneze în acea perioadă. Prin sprijinul, prin implicarea, de fapt, a Direcției de Asistență Socială și a altor voluntari, am reușit și am dus acasă la fiecare acele pachete. Am pus în siguranță cetățenii la acel moment, pentru că era și acea lege pe situații de urgență, când cei peste 65 de ani nu aveau voie să iese de la domiciliu să meargă la cumpărături. De asemenea, vorbind de partea culturală, urmează, vă spuneam și în acest an, zilele orașului, așa cum am spus, fără evenimente, fără spectacole, ci cu acele evenimente dedicate veteranilor de război și eroilor neamului, cu activitățile sportive în condițiile impuse de lege și vom vedea ce se întâmplă la Ziua Națională și la sfârșitul de an. Știți cu toții, anul trecut am avut și un festival dedicat lui Tristan Țara, un festival finanțat și de Ministerul Culturii, am editat și acel album și acele pliante. A avut un impact internațional acel eveniment, întrucât am avut musafiri din Elveția, din Italia, chiar și din America. Au venit anul ăsta, își doreau să revină, le-am comunicat că nu se poate, cu părere de rău, au înțeles și nu am ținut acest eveniment. Nu am ținut Vis de Stea, nu am ținut Moineșteanca, dar anul trecut ne-am bucurat de un succes de a fi vizitați de multe ansamble la Festivalul Moineșteanca, de a fi vizitați de mulți copii la Festivalul Vis de Stea, de a realiza un eveniment dedicat persoanelor vârstnice pe 1 octombrie, când a fost prezentă Sofia Bicoveanca, de a avea acele lucrări expuse și la Centrul Cultural de Pictură realizate cu ocazia taberei de vară de anul trecut, cât și acel monument din Parcul PIB. De asemenea, vedeți acolo în poza alăturată și monumentul pe care l-am realizat odată cu centenarul în anul 2018, la care în fiecare an mergem și depunem coroane și alături de noi sunt ofițeri de la garnizoana Bacău, dar și veteranul nostru de război, domnul Procopie, care azi dimineață la ora 8:30 era pe scările primăriei, m-am întâlnit cu dumnealui și îmi spunea că deja a făcut 100 de ani și 8 luni și este viguros și poate fi activ și așteaptă data de 5 septembrie să meargă și dumnealui la acel monument din cartierul Hangar. Pe partea sportivă avem acest club pe care îl finanțăm tot din bugetul local, cu 9 ramuri, echipă la tenis de câmp, la Superliga, doar 8 echipe din țară fac parte din această Superliga, la tenis de masă vorbesc, avem fotbal, basket, powerlifting, tenis de câmp, șah, mai nou ciclismul, finanțat tot din buget local. Eu zic că trebuie să avem și această activitate sportivă în municipiul Moinești, copiii noștri să aibă unde merge, să desfășoare calitățile fizice, uneori să facem și performanțe, așa cum vă spuneam, de tenis de masă, chiar și la fotbal sunt copii care au plecat de aici de la noi și joacă la echipe la nivel național. Despre culte, asociații, fundații care din bugetul pe care îl avem, am reușit ca și anul trecut, și anul acesta, și în anul trecut, să finanțăm o mică parte din nevoile lor. Dar un lucru important este că ONG-urile din oraș s-au implicat în viața copiilor și anul trecut, pe parcursul verii, au avut loc 5 școli de vară, prin sprijinul parohiilor ortodoxe, prin sprijinul parohiei catolice, cât și prin sprijinul ONG-ului activ și... Aici era. E cereu, da? Deci sunt
ONG-uri multe implicate în viața copiilor. Am participat și noi cu parte din finanțare, atât cât am reușit, dar a fost mulțumitor pentru cei care s-au implicat. Ne-au mulțumit și de fiecare dată când am avut ocazia. De asemenea, am făcut acest lucru și în acest an, și pe parte de ONG-uri, asociații, dar și pe parte de culte, finanțând la toate bisericile câte ceva, inclusiv și sediul protopopiatului, care în curând va fi dat în folosință la cartierul Găzărie, în curtea bisericii de acolo. Pe parcursul anului trecut și nu numai, am păstrat relațiile cu cei care suntem înfrățiți, cu cei care au dorit să ne viziteze municipiul Moineș și aici aduc în evidență vizita ambasadorilor. Ambasadorul Marii Britanii și cel care și-a terminat mandatul și cel care l-a început pe parcursul anului 2019 au fost aici la Moineș. De asemenea, ambasadorul din Belarus care a participat și la tradițiile, la spectacolul de tradiții de la sfârșitul anului, cei de la din Marea Britanie, care în fiecare an desfășurau aici la Moinești, Onești, în județul Bacău, de la Fundația Libra. De la Libra. Vedeți în partea dreaptă sus ambasadorul Belarus. Vedeți activitățile pe care municipiul Moinești le are în partea... Nu, vreau să mă refer aici la... Am văzut jos acea poză. Este vorba de Montpensa. Pe lângă relațiile cu colaboratorii noștri interni și externi, am realizat o colaborare aici, în județul Bacău. De fapt, e o asociație a vestului județului, așa cum am denumit-o unii, chiar nedorită de alți oameni politici, pentru că ne-am asociat 8 primării cu 8 primari, nu toți de aceeași culoare politică, și am realizat această asociație Montpensa, la care se lucrează și în prezent. Chiar zilele trecute, în prezența prefectului, am avut o întâlnire pentru a tocmi o strategie de viitor pentru perioada de finanțare 2021-2027, când vor fi posibile acte de finanțare și pe acest domeniu și împreună să dezvoltăm această zonă turistică, împreună cu primarii din aceste localități, să scriem proiecte, să putem porni și altfel de finanțări, nu numai cele din cotizația bugetelor locale, că nu e de ajuns. Noi, de altfel, evenimentele dedicate Festivalului Tristan Țara, Moineșteanca, Vis de Stea de anul trecut, le-am făcut și prin cadrul acestei asociații Montpensa, pentru promovarea zonei și inclusiv a municipiului Moineș. Despre starea de urgență, am vorbit pe parcurs, vedeți imagini din acea perioadă, întâlnirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, anunțarea populației prin montarea și acelui ecran din fața primăriei, care este de utilitate pentru a aduce la cunoștință prin anunțuri populației. Iată colegii noștri costumați când executau lucrări de dezinfectare a blocurilor, a școlilor, a incinderilor, instituțiilor publice, când s-au achiziționat și s-au distribuit acele pachete, cât și când au fost străbătute străzile orașului cu icoană sosită aici, în protopopiatul municipiului Moinești. Continuăm această perioadă pentru că este în continuare situație de alertă, stare de alertă, ne conformăm cerințelor legale, de câte ori este cazul, mergem, dezinfectăm, când se constată un caz pozitiv pe o scară de bloc, asociațiile de proprietari, compartimentul spațiu locativ din primărie anunță imediat, mergem, dezinfectăm acea zonă, acea scară. De asemenea, ținem legătura cu Spitalul Municipal de Urgență, ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare la centru de bătrâni și ori de câte ori a fost nevoie o persoană chiar din cadrul aparatului de lucru al primarului. Sperăm la mai puține cazuri în municipiul Moinești, la mai puține cazuri la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pentru că trebuie să aducă în evidență faptul că pacienții spitalului sunt pacienții și nu locuitorii municipiului Moinești. La un moment dat, se aducea la cunoștința publicului că la Moinești e un focar de infecție pentru că sunt multe cazuri pozitive. Erau cazurile Spitalului Municipal, pentru că acest spital a deservit în această perioadă din 16 martie până astăzi ca spital de urgență întreaga zonă de vest a județului și de sud. Spitalul Onești a devenit spital suport COVID, Spitalul Buhuș, secțiile de la Spitalul Județean, iar toți pacienții și toate salvările au adus pacienți din tot județul aici la Moinești, pacienții care au aglomerat spitalul, dar și pe partea cealaltă, Spitalul Moinești este singurul care a încasat cei mai mulți bani de la Casa de Asigurări
prin serviciile create acest lucru, aducând încă o dată, scoțând încă o dată în evidență că aici la spital se lucrează permanent și sunt servicii de calitate, de aceea pacienții au fost aduși aici, de aceea Spitalul Municipal de Urgență Moinești a fost ales să asigure urgențele. Așadar, nu erau locuitorii municipiului Moinești cei infectați ca număr mai mare din județ, ci erau pacienții Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Da, cred că ar fi mult de spus, mi-au scăpat, le-am expus în acest raport, restul se văd și cu ochiul liber. Municipiul Moinești în ultimii 3 ani, eu zic că s-a dezvoltat, am reușit să pornim aceste investiții care nu s-au făcut de mult în educație, în sănătate. Vă spuneam că dezvoltarea a început încă din 2008, vedeți aici alături de mine și pe domnul senator, care am făcut echipă până în anul 2000. 17 la început, echipă, să spun, în partea executivă a municipiului Moinești, prin ocuparea funcției de viceprimar de mine, de primar de dumnealui. După ce a plecat la București, e de un sprijin real localității noastre, de altfel o să-i dau și cuvântul mai acuși să ne adreseze câteva cuvinte. Este în continuare de ajutor, vă spuneam, la contribuția dumnealui de la drumul național, contribuția de la vizita senatorului și vă spun contribuția pe care o are de câte ori merg la București, de câte ori am nevoie să merg la o instituție a statului român pentru a realiza diferite proiecte și le știți și dumneavoastră, le-am enumerat, dar vor veni și mai multe în perioada imediat următoare. Avem promisiuni de la CNI, de la un nou PNDL. Sper să fim pe lista sinteza acestor instituții și să mai atragem bani la municipiul Moinești. De asemenea, să vă spun că am fost la directorul ADR la Piatra Neamț cu un portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027. La sosirea mea acolo cu doamna Armeanu, cu domnul Armeanu, chiar zicea domnul director că suntem dintre primii care am venit cu solicitări în acest sens, pentru că trebuie să faci propuneri, mai ales că sunt bani necheltuiți la această oră din sesiunea 2014-2020, pentru realizarea unor PTH-uri și realizarea unor daliuri. Sper să ne regăsim și la aceste finanțări premergătoare proiectelor care se vor depune în perioada următoare. Eu ce pot să vă spun, să vă asigur că m-am implicat trup și suflet pentru a realiza aceste obiective, aceste investiții în perioada mandatului care se apropie de final luna viitoare. Nu a fost un efort singular, vă spuneam al meu, este efortul dumneavoastră al consilierilor locale, este efortul colegilor mei din aparatul de lucru al primarului, este efortul domnului viceprimar și a doamnei secretar, care sunt alături de aici de mine, a directorului economic, a șefilor de servicii, direcții care sunt aici alături astăzi și o parte care nu sunt din cauza că sunt în concediu, o colaborare deosebită cu domnul viceprimar, care a înțeles atunci când a acceptat această funcție că e altceva față de catedră, altceva de lucru cu elevul, care uneori este mai ascultător. Aici trebuie să fii tu ascultător, să-i asculți pe cetățeni, pe colaboratori, pe cei din instituții publice care au nevoie de ajutor, pe cetățeanul care vine la primărie, nu vine ca să îți mulțumească în mod deosebit pentru ceva, ci trebuie să-l ajuți cu ceva. Și atunci trebuie să-i fie alături. De aceea vă spun că am făcut echipă și de câte ori n-am putut merge la o locație, n-am putut interveni direct prin dumnealui și colegii mei de la Direcția de Utilități Publice, domeniu și ceilalți care sunt prezenți aici, am făcut acest lucru. De asemenea, partea de cum știți cu toții, primarul deleagă atribuții și pe partea de domeniu public, utilități publice, au mers către domnul viceprimar. Partea cealaltă de asistență socială, de evidența populației, stare civilă, a mers către secretar, plus partea juridică, plus celelalte activități de care răspunde dumneai de orice document care pleacă din primărie, din punct de vedere legal. Este o persoană care mă ajută în activitatea mea și îi mulțumesc și dumneai personal. De asemenea, să mulțumesc și colegilor din primărie, fără de care nu puteam să depun aceste proiecte, fără de care nu pot să le urmăresc și fără de care nu aș putea să asigur portofoliul următor de proiecte. Așadar, cam acesta este raportul anului 2019. Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici, pentru că restul se văd cu ochiul liber. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul primar, pentru raportul. Vă spune că raportul dumneavoastră este chiar un bilanț, iar acest bilanț este bogat.
Iar această bogăție nu venea dacă nu știa să conduce și, în primul rând, să mobilizați pe cei din jurul dumneavoastră. În primul rând, ne-am mobilizat pe noi, care consilierii din toate culorile politice. Vreau să spun că știu să mobilizați și pe managerii instituțiilor din municipiul nostru, că, în primul rând, a știut să mobilizați aparatul dumneavoastră din primărie, care au știut să-și facă datoria și a fost permanent de dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru asta. Dar trebuie să spunem că totdeauna în mijlocul nostru, când au venit prefecți, subprefecți, când au venit senatori, când au venit deputați, în mijlocul nostru, indiferent de culoare politică, au fost bine primiți și, în primul rând, noi le-am mulțumit pentru că au venit ei și ne-au onorat cu prezența. Văd aici că sunteți alături de domnul senator Ilie, fost ministru. Știu cât de mult ne-a ajutat, știu că tot timpul când v-ați dus acolo ați avut pe cineva care să vă și îndrume, ca să vă sprijine și care să vă primit acolo unde trebuie pentru a realiza și a trage fondul către Moinești. Ne simțim onorat că astăzi este aici la raportul dumneavoastră, la acest bilanț și chiar îl rugăm în numele consilierilor și cred că toți consilierii sunt absenti în numele meu să ne spună câteva cuvinte în acest moment. Mulțumesc frumos! Domnule primar, domnule viceprimar, doamna secretar, stimați consilieri locali, dragi foști colegi din primărie și de la instituțiile partenere, da, am venit astăzi cumva să văd să urmăresc acest raport al primarului și al activității dumneavoastră a tuturor, pentru că parte din aceste proiecte sunt și parte din sufletul meu. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut până astăzi. Este o muncă de echipă, așa cum foarte frumos a spus domnul consilier și domnul primar, și este venitul dumneavoastră al tuturor. Sunt proiecte frumoase, sunt proiecte așteptate de moineșteni și proiecte care vor urma. Eu sunt convins că echipa care va conduce primăria în continuare va fi capabilă să finalizeze proiectele începute și să aducă proiectele mult așteptate, cele câteva care au mai rămas pentru municipiul Moinești, și vă asigur în continuare de sprijinul meu atât cât acesta va fi posibil. Începe o campanie electorală. Mă uit în sală și totuși este o ședință cu un număr limitat de persoane și m-aș fi așteptat să văd măcar candidații la funcția de primar să fie astăzi aici și să vadă ce muncă îi așteaptă, ce proiecte sunt începute și ce au de făcut mai departe. Din păcate, suntem în retorica străzii și nu a lucrurilor concrete. Eu sunt convins că, așa cum ne cunoașteți, pe mine, pe toată echipa cu care am început numai departe în 2016, ca să amintesc totuși și de ceilalți din 2012 și 2008, că m-am bizuit pe oameni de calitate, oameni care știu ce au de făcut și sunt devotați municipiului Moinești. Acești oameni pot să facă ceea ce moineștenii așteaptă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-a acceptat să fiu și eu parte a acestor proiecte în continuare. Vă asigur încă o dată de sprijinul meu și eu sunt convins că vom reuși să facem din Moinești acel oraș frumos, acel oraș în care îți place să locuiești, acel oraș, acea stațiune balneo care să fie un reper pe lângă Slănic Moldova, pe lângă Târgu Ocna, celelalte stațiuni ale județului Bacău. Eu vă felicit, în primul rând, pentru ceea ce ați făcut pe toți de potrivă și vă urez succes în continuare. Vă mulțumesc! Întâi apuntă la capitolul diverse. Știm că un comandant întotdeauna are un locțitor la comandă, în momentul când el pleacă într-o misiune, acest locțitor ia comanda.
duce mai departe ce trebuie dus, pentru ca să nu rămână vidul în urma comandantului. S-a scris la cuvânt domnul viceprimar și vreau să îi dau cuvântul. Vreau să vă mulțumesc și eu și pentru onoarea pe care de a mă investi în această funcție și sper că am pus umărul alături de domnul primar, de doamna secretară și de către Consiliul Local și de către toți specialiștii din primărie pentru a duce la îndeplinire toate proiectele care au fost și care vor mai fi să le sprijin în continuare. Aș vrea să spun că multe din lucrurile importante care s-au desfășurat au fost poate prezentate mai puțin. De exemplu, aș vrea să mai întăresc în infrastructură. S-au realizat numeroase poduri, podețe, punți în cartierul Hangan, Băsiești, Dr. Bagdazar, aici în oraș. Și mai mult, există un pod făcut la podul de la Niță, care depășește calitatea tuturor podurilor din orașul nostru. De asemenea, s-au refăcut și balastat străzile care au fost distruse de ape, străzile în special cele balastate din cartierul Băsiești, Hangar, Ducăcești, cum ar fi Coria, Cloșca, Frișani, după aceea Bradului, Avram Iancu, chiar și anumite străzi s-au refăcut din nou pentru că sunt cerințe ale oamenilor în cartierele mărginașe în care vin din câmp, fiind totuși o zonă de munte, își aduc produsele acasă și nu aveau pe unde să ajungă. De asemenea, s-au refăcut apărători de maluri distruse pe diferite pâraie din cartierul Văsiești, Hangan, magistrada 1 Mai, Livez, Avram Iancu și mai mult s-a încercat tot la infrastructură să se introducă apa pe diferite străzi și cartiere. Avem un proiect care este în, cred că în curând finanțat pentru o stație de apă la pod la Niță, pentru cartierul Hangan. S-au decolmatat în special pâraile care au fost cu probleme și dacă nu se făcea lucrul acesta, cred că anul acesta era iarăși cartierul Hangan și Băsiești pus într-o situație specială. Și acum, la insistențele domnului primar, s-au decolmatat cele două pâraie importante din cartierul Hangan și lucrează chiar acum. Avem de la apele Siret două utilaje care sunt de 3 săptămâni în cartierele acestea și lucrează în continuare. Aș vrea să mai spun că investițiile în școli, în licee, în învățământ, au fost sprijinite de către noi permanent, prin specialiștii pe care îi avem la investiții, la proiecte, la toate domeniile și toate birourile care vin în contact cu aceste proiecte și permanent au fost făcute schimbări de către noi în a ajunge să prindă mai mult contur și să fie mai viabile. Un exemplu la liceul Cobolcescu s-au măsurat pentru a se aloca alte sume, așa cum a spus domnul primar, pentru ca să devină mai nou și mai frumos liceul și la celelalte școli. De exemplu, mai astăzi am fost la șumoprabil la toate școlile cu domnul primar și am discutat cu constructorul cu ce trebuie să facă și ce măsuri trebuie să ia în continuare. Dar vreau să întăresc aici munca muncitorilor noștri de la domeniul public, la direcția domeniului DUP și DPP-ul nostru, care au eliberat spații, din primul rând. Pentru că pe panel la toate școlile și liceele erau tone de materiale care au fost date de pe acoperiș, de scânduri, de lapte, tablă, fierbechi și astfel am putut crea câmp de lucru constructorului. Aș vrea să punctez că în domeniul asistenței sociale, și nu am mintit domnul primar, a fost de fiecare dată
cel care a sărit în sprijinul acestei direcții. Pentru că au fost incendii, au fost calamități. S-au dotat, imediat s-a răspuns cu pozitiv și s-au dus vagoane dotate cu tot ce trebuie în cartierele respective, s-au conectat la rețeaua de curent, s-a asigurat apă permanentă, acum s-a putut la rețea prin domnii de la pompieri și permanent s-a avut în vedere ca acești oameni să fie ajutați. Zonele de antrenament, care într-adevăr așa cum arată, sunt foarte frumoase, dar trebuie să nu uităm că există o, în spate, să spunem în ghilimele, o armată care are grijă de aceste zone. Și permanent am urmărit ca să se mențină la un nivel de curățenie și să fie oamenii cât mai mulțumiți pentru că împreună cu toți cetățenii să ne bucurăm de aceste zone. Permanent s-a preocupat însă și conducerea și de buna noastră desfășurare a activității în primărie. Să nu uităm investițiile care s-au făcut la anumite birouri, poate mai trebuie, într-adevăr, la DUC, la DPP, să nu uităm că în curând ne vom muta într-un spațiu nou la ACR. Mulțumesc domnului primar că, și doamnei secretar, care mi-a fost un exemplu. Într-adevăr, eu am lucrat atâția ani în învățământ, dar aici am lucrat într-un alt mediu și a trebuit să intru în ritmul dumneavoastră și Consiliul Local pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat. Să vă promit că voi fi în continuare alături de Consiliul Local, de dumneavoastră, pentru realizarea proiectelor care vor fi. Să urez succes domnului primar pentru viitoarea funcție de primar și sperăm să-l susținem din tot, din toate puterile. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule. Ați fost într-adevăr înțeleptul nostru. Acum dau cuvântul domnului Nemircean, care este președintele, a fost și este președintele Comisiei Zonului. N-am... Domnul primar a prezentat un bilanț amplu, un bilanț de fiecare sector de activitate. Eu am să mă refer, am să fiu foarte scurt și am să mă refer la ceea ce mă durea pe mine încă de la venirea în Consiliul Local. Domnul senator Ilie știe că 2012-2016 mandatul când dumneavoastră era primar, mă zbădea pentru școlile din Moinești. Mă bucur că astăzi toate școlile din municipiul nostru sunt într-un proces de reabilitare. Țin minte că undeva în proședința Consiliului Local era un raport acolo și sănătatea și învățământul era undeva pe ultimul loc. Și mi-a spus domnul ministru, lăsați că se vor inversa și vor fi pe primul loc. Și uitați-vă că sunt om venit din învățământ, m-am zbătut pentru învățământ, pentru infrastructura școlilor. Ca drept dovadă, astăzi, uitați-vă, toate școlile din municipiul Moinești sunt unele reabilitate, unele în proces de reabilitare. În 2012, atât ne-am bucurat cei din cartierul Băsiești pentru acea grădiniță făcută într-un timp record, în câteva luni de zile, cu finanțare locală. Tot aici, tot atunci, în mandatul respectiv, spuneam că partea de sud a municipiului Moinești este lăsată undeva în urmă. Uitați-vă că încet, încet și sudul municipiului Moinești, respectiv cartierele Lunca, Păsliștiu, Hangranu, au început să se dezvolte și au început. Mă uitam acolo pe străzile care au fost asfaltate, dar mă doare un pic sufletul că unele străzi de prin Hangan, de prin Băsiești, nu au intrat încă, dar nu este târziu. Nu se poate, nimic nu se poate face deodată. Țin să felicit
pe domnul primar, pe domnul viceprimar, aparatul de lucru al primarului, să felicit și consilierii, exact cum au spus, că fără activitatea consilierilor nimic poate nu s-ar fi putut face, pentru că noi veneam din rândul populației, noi veneam și spuneam în cadrul Consiliului Local doreanțele oamenilor. Încă o dată felicitări, domnule primar, felicitări celor care pentru activitatea de bus. Vă mulțumim, doamne, comisie juridică, într-adevăr, nicio națiune nu se ridică dacă nu are pe o fundație puternică care să numește educație. Deci investiți în cele trei școli de care sunt grădinițele noastre, copiii noștri oricum vor ajunge la un nivel acolo cât trebuie și ei. Și după cum am văzut că au câștigat atâtea olimpiade, chiar ne mântuim cu tinerii noștri care sunt bine educați. Cine dintre dumneavoastră mai dorește să mai antreprenezi? Mi-a scăpat aici ceva, pentru că spunea domnul viceprimar de activitatea celor colaboratorilor noștri. Sunt astăzi aici în sală reprezentanții de la ISU, domnul Maior Bodoroc, domnul Zvâncă de la Jandar și poliția locală este aici, poliția națională a venit, văd că sunt colaboratorii noștri, aș vrea să le mulțumesc. De câte ori au fost incendii, noaptea, ziua, am avut nevoie de apă la acele module tot timpul, am avut inundații, prezenți și jandarmii și pompierii, le mulțumesc pentru implicare și acum la orice oră din zi și de noapte sunt, răspund la telefon și sunt alături. De asemenea, instituțiile de învățământ prin conducerea lor au mai fost sincope, dar rezolvat de comun acord, cred că era necesar să le menționez și pe acestea. De spital am vorbit, cred că nu e cazul, sunt aici doamna director medical și doamna director economic, le mulțumesc că sunt prezente la fiecare ședință, duce mai departe ceea ce se discută aici, dar menționa ceva aici domnul consilier de activitatea Consiliului Local și n-am menționat la prezentarea raportului, faptul că în cei 3 ani și jumătate de acum, de când ați votat aceste hotărâri pe care eu le-am inițiat, eu, domnul viceprimar, niciodată n-am avut un vot negativ de la dumneavoastră. E un lucru mare pentru o localitate să înțeleagă consilierii locali, indiferent de culoarea politică, că atunci când sunt inițiate proiecte de hotărâre viabile, proiecte de hotărâre de interes local și nu numai, să fie votate și nu să faci opoziție doar de dragul partidului din care faci parte sau de dragul părții electorale. Nu, consilierii toți din Consiliul Local au înțeles acest lucru și vă mulțumesc pentru că a susținut proiectele inițiate de mine și de conducerea primă de domnul viceprimar și iată astăzi portofoliul de proiecte pe care l-am implementat și care l-avem în implementare. Mulțumesc! Și noi, Consiliul Local, vă mulțumim domnul primar și în primul rând mă simt dator să mulțumesc și consilierilor locali care au făcut parte din rândul nostru și vreau să amintim aici, să le mulțumesc pentru activitate. Mă simt dator. M-a fost doamna doctor Tincu, consilier local, domnul de la PSD, domnul Bălan, domnul Nini Pascalini, domnul Ienea, care și cetățean bun al orașului. Și să le mulțumim pentru activitate. Nu am minte unde vei sau retras, dar le mulțumim pentru activitatea prestată. Este o datoria noastră să nu uităm nici pe cei care au fost în mijlocul nostru. Domnul Văsii, da. Văsii, cred că... Domnul Văsii, da. Domnul Văsii, da. Dacă nu mai sunt discuții, mă rog să-mi permiteți să declar închisă ședința și vă mulțumesc pentru participare.